În aproximativ jumătate de oră va intra în vigoare armistițiul de Crăciun ordonat de Vladimir Putin. Armatele ruse din Ucraina ar urma să oprească toate acțiunile ofensive timp de 36 de ore. Ucrainenii au spus deja că nu vor ține cont de dorința Kremlinului, deoarece rușii folosesc mereu o pauză în lupte ca să aducă mai mulți soldați și tancuri pe linia frontului. Care sunt șansele să avem chiar o încetare a focului, ne spune jurnalistul Digi24 Alin Borcea. Alin, te ascultăm. Găsit. Soldații ruși au primit ordinul să înceteze focul în perioada Crăciunului. Șoigu a dat directiva după decretul lui Putin, care a reacționat, așa cum știm, la rugămintea patriarhului Kiril. O colaborare între biserică, stat și armată, cum nu s-a mai văzut la Moscova de pe vremea țarilor. Totuși, a apărut un mare semn de îndoială că decretul lui Putin chiar va fi respectat. Denis Pușilin, liderul separatiștilor din Donetsk, a deschis o portiță de scăpare. A spus că armistițiul a fost cerut de Putin în calitatea lui de lider ortodox și că se aplică doar ortodoxilor. Iar el, Pușilin, nu consideră că liderii Ucrainei ar fi de această religie. De asemenea, ar urma să înceteze doar ofensivele rusești. Dacă ucrainenii o să atace, soldații lui Putin o să răspundă, a spus Pușilin. La Kiev, armistițiul este considerat doar o glumă de prost gust a rușilor. Ministerul ucrainean al apărării a scris pe Twitter că va respecta încetarea focului, dar numai în sensul că nimeni nu va trage după soldații ruși care se retrag. Volodymyr Zelensky a fost și mai categoric. A afirmat că Putin și ai lui vor să folosească sărbătoarea Crăciunului ca să oprească avansul ucrainean în Donbas și să aducă noi soldați pe front. De asemenea, el a făcut și o cerere pentru ruși. Să găsească în ei curajul, măcar de Crăciun, în aceste 36 de ore cerute de Putin pentru armistițiu, ca să scape de frica de președintele rus. Liderul de la Kiev a transmis clar când se va termina războiul, atunci când toți soldații Rusiei vor pleca din Ucraina.